De dragul nostru prieten, nu Mihai Nae, Mihai Nae cu șnauțărul Pitic. Bine ați venit, dragilor! Bine v-am găsit, bine v-am găsit! Salut, salut! Salutare, salutare, salut, Mihai! Ce faceți? Salut! Uite! Ce zici? Ce îmi place, are. Îmi place de prietenul tău. Zici? E cam mustăcios, seamănă cu colegul nostru Florin, Florin Dobre. Băi, vreau să spun o treabă foarte interesantă. A fost la salon. Poți mă așez? Că așează-te, e greu, așezați-vă. Jur. Așezați-vă! Fii atent, a fost la salon, nu de mult, și acum când veneam spre voi... Stai că vrea și el să vorbească, roade microfonul! Acum când veneam spre voi, stăpânul îi pieptăna barba. Înțelegi? Deci e criminal, gagiu. Da. Îl cheamă Florin? Îl cheamă Sani. Sani? Sani! Sani. Avem aici o bulată de cașcaval. Asta de fapt vroia el, ca să înțelegi, da? Bravo, baby, bravo. Mihai cel mai răsfeț. Uite, cu Cane Corso nu erai așa. Dacă păi ăsta da. E bagiu. Na, dar el e o păpușă de cățel. Adică vreau să spun că a scos stăpâna niște poze cu el la brad. E criminal, e mortal câine. Și vreau să spun că bine, e junior, dar e un câine care lucrează atât de bine și avem și filmulețe. Câte luni are? Ce știu eu, cred că are 7 luni. 7 luni? Ceva adică niciun an. E puiuț așa. De gen, mai da, crește? Da. Se face mai mare? E un pic de tot, dar e în standard. E în standard, adică noi ar că am trebuit din luna martie. Hai să arătăm și noi, uite, o să arătăm câteva fotografii pe când. Noi ar că am trebuit din luna martie, da, iubirea lui tata. Ți-a dat un pupic? Dragi colegi, nu puteți să strângeți, îl pupă, l-a pupat pe Mihai. Vai, cât de tare. Ar trebui din luna martie să începem viața noastră. Uite, îl pupă și pe Iosif. Expozițional. Am cum să m-am mâncat. Imposibil așa ceva. Da, lui nu e frică de nimic oricum. Africa, așa, și ar trebui să începem viața noastră expozițională, da. Deci avem de muncă din luna martie și ne pregătim, uite, ne pregătim. Vreau să spun că pentru căței ăștia e important să, fiind la bază tot niște terieri, da? E foarte important să îi obișnuiești cu tot felul de... toaletarea câinilor presupune o parte foarte dificilă. Uh-huh. Momentul în care nu știi să faci acest lucru, există posibilitatea să creezi niște probleme de comportament serioase. Păi de ce? Că îl duci la clinică, îl duci la estetică, da. La salon. E, uite, poți? Hai să vă povestesc o situație. Aveam, nu mai știu, acum mult timp, dar nu mai știu era să era, un cățel care tot așa trebuia toaletat și în loc să îi ia lăbuța ușor, da, și să-i o ducă la spate, da. Eu lua și o întorcea. E ca și cum ți-ar da mâna peste cap, așa cum se spune, știi, da. În popor. E, din cauza asta, cățelul a început să-și murie stăpâna și a început să se dea la absolut toată lumea, la tot ce însemna membrii familiei. Da, deci a devenit ușor agresiv, pentru că a fost provocat. Dar cățelul era un cățel sănătos, da? Deci și partea asta cu toaletarea și cu aranjatul pentru concurs presupune și asta o pregătire foarte importantă. Și deci câinele... e bine o persoană dedicată, cu timp liber și căreia îi place să aibă, să facă partea asta. A, bine, nu. Nu oricine poate avea șnauțăr. El chiar e dus la salon. Deci nu se întâmplă asta acasă. Dacă tu îți iei un șnauțăr, dar n-ai timp de el, îl mai lași eu prin nu. Casă, mai nu arată așa ca el, nu? Nu, nu arată, nu. El, de asta spuneam că începe să-și... Eu am adus acum în varianta de concurs. Cam așa ar trebui să arate. Mister șnauțăr. Deci ăsta este... Așa ar trebui să arate. Dacă nu e tuns, dacă nu e trimat, dacă nu e aranjat și așa mai departe, vedeta noastră nu mai arată așa, arată puțin altfel. Arată la un semi-ciobănesc, așa probabil, dar... mustața, pe bune, noi bărbații știm, eu oricum nu, dar ca idee, să poți să întreții o asemenea barbă. Mai mare, ca, adică e mai îngrijită decât a lui Iosif. Să poți întreține o asemenea barbă, o asemenea mustață, o asemenea sprâncene, deci uitați-vă puțin la el. Parcă e un moșuleț. Da. Te aduce așa, da. Și cu Iosif un pic. Da. Vrei să, da, vedem, da, să vedem și filmul, Mihai? Vrei să vedem și filmulețul, că dacă tot l-avem pe Sani aici, să vorbim despre asta.
Iosif, nu mai îl speria. Mihai, este bine să fac așa, Iosif? Cred că nu-i pasă lui Sani, pentru că e prea socializat. Dar în prezența unui cățel, e bine să faci glume din asta? Nu e bine să facem asta, pentru că îl putem speria și chiar poate să ne apuce de undeva, Doamne ferește. Dar uitați, el nu o să aibă genul ăsta de apucături, pentru că, așa cum vedem aici, el este foarte, foarte pregătit și e un câine socializat. O să vedeți că lucrează foarte mult în prezența altor câini și în prezența unor rase mari, care cumva ar reprezenta un factor de risc pentru el. Și avem acolo, vedeți, Malinois, avem ciobănesc german, avem ciobănesc carpatin, deci câini foarte, foarte mari, da. Infinit mai mari. Este un cățel care face așteptarea între ei. Da, el a fost la concurs sau urmează să meargă? Urmează să începem concursurile din luna martie. Mai are puțin, mai puțin de lună. Ne-am pregătit până acum alături de stăpâni, pentru că și asta cu socializarea între căței, dacă duci în ring un cățel care sare la bătaie sau nu se lasă, eu știu, controlat de către arbitru, pentru că sunt arbitri speciali pentru clasă. Da. S-a plictisit. Atunci e posibil să-l depuncteze și este chiar un exemplar frumos. Dar trebuie să știm că șnauțul pitic poate să pună și probleme. Dacă nu este pregătit, poate să devină ușor impunător și agresiv față de alți căței. Eu am întâlnit genul ăsta de comportament la ei. De asta e bine de mic să-l luăm să facem dresaj, educație cu el. Trebuie să știm că în 2017 a fost rasa așa denumită a 17-a rasă ca și popularitate din SUA. Și este o rasă ce provine din Germania, dar este o rasă iubită pe tot globul. Cui recomand să aibă un șnauțăr pitic? Pensionarilor, celor cu familii? Aline. Păi, da. De ce nu? Eu am doi. Genul ăsta de cățel, să știi că se campretează oricărui tip de... Nu e un câine atât de sportiv, dar nu este niciun câine sedentar. El are copii la casă, are și bunicii copilului, are și părinții, deci cumva, dar n-au fost niciodată probleme, n-a existat niciodată, bine, obișnuia să fugă din curte, să evadeze până să începem. Deci, un pic vagabond, așa, ca în Doamna și Vagabondul. Un pic, da, un pic, nu mult, însă lucrurile s-au diminuat și... cred că era vorba și despre curiozitatea față de alți căței. Aici deja noi ne-am obișnuit cu alți căței. Am votat. Ce cu minte e, Mihai? Lăbuțele, dacă putem să îi le arătăm la cameră, parcă ar purta șosete flaușate. Sani! Sani, e bine, tată, să te văd, toată lumea. Cam așa trebuie să arătăm. Da. Nu știu dacă putem noi să-l surprindem. Dacă te rugăm să-l vorbești la microfon, Mihai. Așa? Și noi nu-l vedem acum, e după masă, dar să venim un pic mai aproape. Da. Cam asta este, șnauțul pitic. Uitați-vă ce lăbuțe are. La microfon te rugăm, Mihai. Suntem încălțați, da? Trimați. S-a așezat cu spatele la cameră. Sani. Hai, gata. Uite, Sani, aici. Ăștia suntem noi. Da. Mă retrag un pic ca să-l vadă cât mai... Sani. Culcat. Așteaptă acolo. Oh, ce frumos. Și putem să lăsăm aici? Da? Facem un test acum, așteaptă, nu? Acolo. Să vedem ce o să facă Sani. Dacă o ia prin acum studio. Pentru prima dată într-un platou de televiziune, e posibil să vrea să miroasă pe aici, să cunoască. Da, să vedem. Poate nu-și poate. Cred că e cumințel momentan. Hai, un super cățel, din punctul meu de vedere. Așa cum m-ai întrebat, eu îl recomand și persoanelor cu copii. În general familiilor și se potrivește foarte bine și celor ce sunt înaintați în vârstă. Da, asta este tare frumos. Mihai, noi îți mulțumim că ai venit cu Sani pe și la noi. Și eu vă mulțumesc. Acesta este șnauțărul pitic și dacă eu sper tare mult, îmi doresc foarte mult pentru el să devină campion așa cum eu m-am obișnuit, pentru că mi-este un cățel foarte drag, care lucrează foarte bine. O să venim aici cu cupe, cu diplome. Na, nu o să te las chiar acum să pleci, nu o să vă las să plecați chiar acum, pentru că vrem să-l chemăm pe al nostru coleg și să vedem care dintre ei are barba mai îngrijită și dacă seamănă cu adevărat. Așa că îl invităm pe al nostru Florin Dobre, comisar șef de la poliția...
Ce faci acolo? Păi ce lasă, stai aici și motor după ea, am zis că vin acum ca să... Nu, stați liniște. Ce cauți la bucătărie, Florin? Eu? Da. M-am răsărit de undeva. Uite, un loc. Vă arăt să vedem dacă sunt, am barba la fel ca și acest cățel. Tot pe al... Ia-l tu în brațe, Florin, să vedem dacă semănați. Poți să-l iei în brațe? Am, eu dacă am tafița acasă, tot cu pedigree. Vezi că mușcă de barbă. Nu. Ia, dragi colegi, să vedem. Florin, Sani. Florin, Sani, care e unul, care e celălalt? Îți mai trebuie niște sprâncene ca lui și ești gata. Mihai, îl dăruiești lui Florin? Uite, păi eu nu pot să-l dăruiesc, că nu e al meu. A. Cum aș putea să fac asta? Nu știu, să-l lași la nici dacă ar fi al meu. Îi zici că l-ai pierdut. Nu pot. Eu am stafiță acasă de 5 ani și nu n-ar accepta, e foarte posesivă. Da, câinele trebuie să semene cu săpânul, știi cum se zice? Și uite cât de bine seamănă Sani. Da, și a mea seamănă, Luna mea seamănă super bine cu mine. Păi trebuie să vii cu ea să te credem. Oh, nu vreau să vin cu ea că e agitată, rău, face rău pe aici. Vine Mihai Nae, băi, este dresorul cel mai bun. Între timp, da. Putem, de ce nu? Nu, ea e dresată cățeaua mea, să știi, chiar am fost cu ea la concursuri, am luat drept de multă. Îți mulțumim, Mihai, îți mulțumim, Sani, și vă mai așteptăm cu drag. Data viitoare poate chiar încercăm să dresăm... Ce să vi-l las aici. Ni-l las? Momentul acolo. E perfect, așa, rămânem cu Sani. În loc de Florin, îl iei pe Florin. Handler, poate. Da, poate. Dar să știi că ți-ar sta bine. Da, am făcut asta, că eu am și poză, cred. Adică să fii handler, ca să înțelegi, handlerii prezintă cățelul în concurs, în ring. Cu asta se ocupă, știi? Și majoritatea celor ce se respectă au o anumită conduită, vin la costum, îmbrăcați, cravată și așa mai departe. Prestanță. Și da, da, n-ar fi ideea. E destul de important pentru câine ce îl prezintă, din câte știu eu, nu? Foarte important, pentru că asta este o altă latură a dresajului, dresajul de ring. Dar, în general, na, noi cu asta ne ocupăm. Da, îți mulțumim, Mihai, mulțumim, și vă mai așteptăm cu drag și săptămâna viitoare. O zi frumoasă, Sani vrea să rămână, nu știu ce să zic. Dacă vrei, lasă-l cu mine, ți-l dau după ce terminăm. Nici eu nu stau mult aici, stai liniștit. Da, vă pup și mulțumim. La revedere. Mulțumim.